Constantin Toma a fost primul concurent în cursa pentru Palatul Comunal, care a votat în jurul orei 7:30. Reprezentantul PSD a sosit la liceul Margareta Sterian, însoțit de soție și cele două fiice. Cel mai matinal dintre candidați a votat în secția 32. La ieșirea de la urne, candidatul a afirmat că a votat pentru administrație eficientă în sprijinul buzoienilor. Da. De ce atât de dimineață? Trebuia și mai dimineață, că ăsta este programul cu care sunt obișnuit. Deci am votat pentru o administrație onestă și profesionistă. Invit toți buzoienii să vină la vot, pentru că până la urmă e un vot pentru fiecare dintre ei. Este un vot pentru Buzău și cred cu tărie că numai uniți putem relansa Buzău. Vă mulțumesc! Toma a ținut să precizeze că la fel de matinal va fi și în activitatea de la Palatul Comunal, dacă va fi ales. De asemenea, exemplul lui va fi impus tuturor angajaților din primărie. Dar eu am votat pentru o administrație onestă și profesionistă. La primărie programul începe la ora 8. Merge nu mai cred, devreme. Cred că va începe mai devreme. Constantin Toma nu a omis să invite toți buzoienii la vot, indiferent de opțiunea fiecăruia.